În meciul cu Măgura Cisnădie, care a contat pentru etapa a 7-a eșalonului fotbalistic terț al țării noastre, FC Hunedoara, ocupanta locului 3, a intrat hotărâtă pe teren în fața celor de la Măgura Cisnădie, poziția 11 în clasament, chiar dacă jucau în deplasare. Partida se încheie cu scorul de 4-3 în favoarea celor de la Măgura Cisnădie. În urma acestui eșec, FC Hunedoara a căzut pe locul 6, iar etapa viitoare va întâlni pe propriul teren pe ASU Poli Timișoara. Echipa de pe poziția secundă, formația din Banat, având un joc mai puțin disputat și părând până acum principala candidată la promovare, chiar dacă lider în acest moment este Național Sebiș.